Fostul parlamentar și secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Aurel Pană, și-a lansat miercuri, în prezența mai multor jurnaliști și prieteni la un cunoscut restaurant din municipiu, volumul Democrația Morgana. Cartea, care reprezintă debutul editorial al autorului, tratează politica economică și socială a României din ultimele decenii. Vreau să umplu un gol. Din tot ceea ce se publică în România, lipsește o carte cu care este o autentică istorie recentă. Întâmplarea a făcut ca activitatea mea profesională, precum și viața biologică, să fie la jumătate în momentul decembrie 1989. Alături de Aurel Pan au mai luat cuvântul jurnaliștii Mirela Gruiță, Sorin Berbeniciuc, Ștefan Rădeanu și Eduard Pastia. Am citit-o și am redescoperit, pe lângă toată această îmbrăcăminte politică pe care o conține cartea, l-am redescoperit pe omul Aurel Pană. Adică cel care refuză minciuna, refuză fariseismul. Cartea de față este de fapt un document. Să fiu mai dur, un rechizitoriu complet care scoate la lumină de ce am ajuns aici. Citiți capitolul despre agricultură și am lucrat mult alături de domnul senator tema asta. Dânsul aduce dovezile. 1. A sesizat. 2. A previzionat. A spus ce se va întâmpla. Printre subiectele abordate de Aurel Pană s-a aflat și cel privind industria în perioada comunistă, acesta ținând să demonteze și un mit legat de acest domeniu. Pot să vă spun că mult lăudata industrie românească, marea industrie românească, producția industrială, producția marfă industrială, pentru 1000 de lei producție marfă se cheltuiau 1200 de lei. De unde erau cei de la 200 de lei? De la agricultură. Pentru că mama, părinții noastre, dar cea pe ce, 50 de lei pe an și un sac de grâu sau de porumb. Mai puțin niște alte localități care au fost favorizate din alte puncte de vedere. Fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Aurel Pană este originar din comuna Săbăreni. A fost senator de Giurgiu în legislatura 2000-2004, fiind ales pe listele Partidului Democrat.